Ei, salutare dragilor! Cum vă simțiți? Cum este să ieșiți din pandemie? Nu mai purtați mască afară, frumos? Ce ați făcut weekendul ăsta? Sigur ați ieșit că a fost liber, nu? Am ieșit weekendul ăsta sâmbătă și vă spun, era plin orașul. Toată lumea era afară. Chiar uitasem cum este să ieși afară după 10. Este absolut minunat. Și acum ăștia care știi că erau conspiraționiști, acum ceva vreme că vor să ne îngrădească libertățile, să ne oblige cu mască, acum argumentul meu este ăștia vor să ne oblige fără mască acum. Știi? De-aia ne scot acum afară. Na, că uite, că n-a vrut nimeni să ne cucerească, să ne oprime, să ne reprime, să ne suprime cu masca, să ne îngrădească libertățile. Păi și cum a rămas cu toate teoriile alea? Acum, nu? S-au dus! Laiba să fie, rar să fie. Guys, care investiți voi în criptomonede? Fiindcă știu că foarte mulți oameni în ultima vreme investesc, sau mă rog, joacă la criptomonede. Dacă sunteți unii dintre ei, aflați că Bitcoin a înregistrat o scădere dramatică în ultima vreme. De la 54.000 de euro, cât era la începutul anului, acum este sub 37.000 de euro și este în scădere. Unii spun că o să scadă și mai mult și eu sunt unul dintre ei. Dintre cei care spun că o să scadă. Cât de mult o să scadă? Păi nu ar fi exclus să ajungă sub 10.000 de euro până anul viitor. Și motivele sunt diverse. Elon Musk, pe de-o parte, pentru că nu mai susține Bitcoin, aparent nu mai crede în Bitcoin, și faptul că deja tehnologia din spatele Bitcoin este veche, este greoaie, consumă enorm de multe resurse și așa mai departe. Iar astăzi, deja există criptomonede bazate pe o tehnologie mult mai performantă și mai economică. Deci, nu mai e niciun motiv ca Bitcoin să fie criptomoneda de referință. Eu acum sunt curios care o să fie prima care o să detroneze Bitcoin. Ethereum arată binișor, Doge la fel și chiar și Cardano e un posibil candidat. Mă rog, vom trăi și vom vedea. Ideea este că trăim vremuri foarte interesante și cine va părea bine pe următoarea criptomonedă o să fie foarte, foarte bogat. Și apropo, mai minați Pi? Am mai spus asta acum ceva vreme și o grămadă dintre voi v-ați descărcat aplicația. Dar puțini încă mai minați. E, aflați că ăștia vor să intre oficial pe piață anul ăsta și se speculează că valoarea unui Pi o să fie între 0,5 și 1 euro. Deci dacă aveți 1000 de Pi acum minați acolo, e posibil să fie 1000 de euro banii voștri. Deci minați în continuare cât mai puteți. Și dacă vă descărcați acum pentru prima oară aplicația, folosiți codul H-ul ca să începeți să minați. Cu plăcere! Și hai să facem bani împreună. Odată cu ieftinirea mersului în spațiu, datorită companiei SpaceX și a tehnologiilor pe care aceștia le-au adus, din ce în ce mai mulți oameni și companii ochesc să fie primii care facă un anume lucru în spațiu. Prima sticlă de vin în spațiu, prima sticlă de lapte în spațiu, prima felie de pâine în spațiu, prima bășinuță în spațiu, mă rog. Iar o companie de la Hollywood a anunțat că o să toarne primul film în spațiu. Actorul contractat pentru acest lucru este Tom Cruise și filmarea se va realiza undeva în luna octombrie a acestui an. O premieră interesantă, nu cu o însemnătate cine știe ce, mă rog, doar dacă ești cinefil. În rest, pare că nici naiba nu a auzit de această intenție americanilor de a filma niște secvențe dintr-un film în spațiu. În fine, după ce americanii s-au anunțat intenția, rușii s-au organizat repede repeșor, au făcut un casting și au anunțat cu mare fast că ei vor fi primii care vor turna un film în spațiu. Și vor face asta tot în luna octombrie, însă în primele zile din octombrie, ca să fie siguri că vor fi înaintea americanilor. Doamne, deci orgolii din astea megalomane am văzut cu toții pe vremea Uniunii Sovietice, când, ca să arate că de fapt ei pot, rușii copiau tot ce făcea vestul. Concord, naveta spațială Space Shuttle, mașini, avioane, tehnologie, până și desenele animate le-au copiat. Asta, de exemplu, este un rip-off sovietic după Winnie the Pooh. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да, да, да. Но хотят-то мы опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Și toate astea erau ciordeli fără substanță, susținute artificial și care aveau o singură menire. Să arate că URSS e o țară independentă și poate să facă orice face vestul. Ba chiar mai bine decât ei. Mă rog, ce puțin așa spunea propaganda sovietică. Realitatea însă era fix pe dos. În fine, și copiatul ăsta se întâmpla la nivel hilar. Când veneau americanii sau europenii cu ceva interesant, hop și rușii. Mă rog, asta se întâmpla în timpul războiului rece.
Nu mai este cazul astăzi. E bine, aparent, încă e cazul astăzi. Rusia are o economie mai mică decât cea a Italiei. Și în loc să facă ceva constructiv cu banii pe care și așa nu prea îi au, ei ard sute de milioane ca să trimită actori și regizori în spațiu doar să facă primul film înaintea americanilor. Bani cheltuiți cu cap, ce să mai. Cerințele rușilor pentru acest post au fost: candidata trebuie să fie o femeie neapărat, să aibă între 50 și 70 de kilograme, între 25 și 40 de ani, cu cetățenie rusă și dimensiunea bustului de până la 112 cm. Aparent dimensiunea fundului nu conta, dar bustul era foarte importantă. Nu-ți încapă fundul în costum, mă rog, în fine. Adițional, candidata trebuia să mai poată alerga un kilometru în mai puține 3,5 minute, să nuată 800 de metri în 20 de minute și să sară în apă de la 3 metri cu o tehnică impresionantă. Acum, ce-o fi însemnând tehnică impresionantă, mă rog, doar ei știu. În fine, faza este că în cerințele astea nu apărea niciunde experiență în actorie. Știi? Că pentru asta mergi până la urmă, până acolo, să torni un film. Mă rog, și ce că neapărat să fie femeie. Asta a enervat foarte mulți bărbați din Rusia și chiar avem aici un clip cu un tip nervos care s-a descărcat pe un magazin alimentar. Сука, пидоры ебаные, кто здесь? Да нахуй, пидорасы, кто? Отходим. Пидоры вы ебаные, блядь. Хуесосы, блядь, поработали. Сосите. Cineva are probleme cu nervii. Bă, glumă, glumă, dar ce naiba l-a posedat pe tipul ăla să reacționeze așa? Adică, serios, frate, uneori se întâmplă să nu aibă înghețată la magazin. Știi, nu e vina lor, săraci de ei, na, și tu acum. Huesosii, bleai, parabacali! Sosite! Sosite! Bun, și lăsând gluma la o parte, când trăiești într-un sistem care știi că nu o să-ți facă dreptate, cum e în mama Rusie, îți faci singur dreptate, nu? Uneori. Și ce terifiați sunt clienții din magazin. Le tremură chiloții în timp ce nebunul face slalom printre ei și genocid printre țigări. Huesosii, bleai! Parabacali! Sosite! Sosite! Uhadim! Da, și flocoșenia săptămânii este o mâță kamikaze care se aruncă de la etajul 6 și nu pățește nimic. Na, ai dat săritură. 10. 10. 10. Uneori, sincer, sunt foarte invidioase pisici cât de acrobatice și elastice sunt și cât poate să sară. Și deși clipul este postat de pompierii din Chicago, care au fost chemați să intervină la un incendiu, eu cred că știu, de fapt, de ce săraca pisică s-a aruncat. Era un nebun acolo pe etaj care făcea panoramă. Săptămâna trecută vă întrebam unde credeți voi că o să cadă artifica chinezilor care a fost scăpată de sub control acum 2 săptămâni. Mamă, ce nume?
Hiltox Peștele spune: o să cadă la un colț de stradă în geaca unui băiat care întreabă pe toată lumea: băiatu, repetarde! Daniel Irimiea spune: dacă pică în România, în secunda 2 este transformat în cazan de țuică. Iar Dâscă I. Mihaela spune: îmi place că îmi pregătesc frumos micul dejun ca să mă uit la videoclipul ăsta și tu ne dai viermi. Și când m-a arătat viermi săptămâna trecută, păi da, mă, Mihaela, dar sunt viermi comestibili, mă. Sunt de mâncare, practic ți-am arătat mâncare, nu altceva. Adică aia este mâncare. În fine, ăsta a fost clipul, dragilor. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu alte clipuri pe care le postez. Și să-mi scrieți jos în comentarii ce abilități credeți voi că ar trebui să ai ca să mergi în spațiu. Vreau să știu. Eu sunt Mihai Alexandru H. iar voi urmează să aveți o săptămână excelentă oriunde v-ați afla. Vă pupă, ha! Avem fiță de ghetto, fiță de ghetto, da. Avem fiță de ghetto, fiță de ghetto, da. Avem fiță de ghetto, fiță de ghetto, da. Avem fiță de ghetto, da.